O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Soția diplomatului de Pam Genov este o poveste despre supraviețuire, dragoste și eroism plasat în timpul celui de-al doilea război mondial. Este anul 1945. Supraviețuitoarea brutalității unui lagăr de prizonieri nazist, Martha Nederman are șansa de a scăpa cu viață. În procesul ei de vindecare, după traumele suferite, îl întâlnește pe Paul, un soldat american care îi dă speranța unui viitor mai fericit. Dar planurile lor de a se întâlni la Londra sunt distruse, când avionul lui Paul se prăbușește. Îndurerată și însărcinată, Martha se căsătorește cu Simon, un diplomat britanic care are grijă de ea și întrezărește bucuria pe care o pot aduce o casă și o familie. Dar fericirea este amenințată când află că un spion comunist a infiltrat serviciile de informații britanice și că singura persoană care poate scoate la lumină trădătorul este legată de trecutul ei. Această poveste extraordinară aduce în fața cititorului portretul unei femei de nezdruncinat, care are curajul să înfrunte pericolul, dar și dragostea, dovedind imensa putere și rezistența femeilor. O carte în care scriitoarea Pam Genov aduce un tribut spiritului uman, care triumfă în momente de disperare extremă. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.